Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Vă propun ca și în cadrul acestei emisiuni să zăbovim și să urmărim împreună seminariile pe care invitații noștri speciali le-au susținut în cadrul conferinței de misiune Romiscon. Această conferință s-a desfășurat la Valea Drăganului și a purtat titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Printre invitații deosebiți pe care i-am avut s-a numărat și Don McCurry. El a fost misionar timp de 18 ani în Pakistan, o țară majoritar musulmană, și apoi, după această experiență, a continuat slujirea lui ca profesor în diferite seminarii biblice, printre care și seminariul Fuller. Este un om cu o bună pregătire biblică și cu o vastă experiență în misiune și cu siguranță și seminarul pe care l-a susținut va fi o bucurie pentru dumneavoastră, așa cum a fost pentru participanții la conferință. Să urmărim împreună prima parte a acestui seminar. In the Bible it says a man's gift makes room for him. În Biblie se spune că darul sau talentul unui om îi deschide un drum. And when we were in Palermo a year ago, când eram la Palermo anul trecut, The brothers asked about teaching materials. Frații mi-au cerut materiale pentru instruire, pentru predare. So I have brought them. Așa că le-am adus cu mine. A seminar notebook on reaching our Muslim neighbors. Este o serie de notițe pentru curs cum să câștigăm pe vecinii noștri musulmani pentru Hristos. And then a 350-page serious book on how to prepare for Muslim work. Apoi o carte de 350 de pagini cum să pregătim evanghelia pentru musulmani. And then stepping stones to eternity, Jesus from the Quran to the Bible. Și apoi o altă carte, pietre pe care pășim de pe una pe alta spre veșnicie sau Isus cel prezentat de Coran și de Biblie. So before I leave this beautiful conference, înainte ca să plec de la această conferință frumoasă, I will sign a document giving the copyright to these books to Brother Ghiță. Voi semna un document prin care dăm drepturile de copyright agenției fratelui Ghiță ca să traducă și să folosească aceste materiale în limba română. As we were singing, the Lord brought to mind a lesson I learned from a Muslim convert. În timp ce cântam împreună, Domnul mi-a adus aminte de o istorisire pe care am avut-o împreună cu un tânăr convertit musulman. One of the most famous men in Pakistan was the principal of Muslim principal of Oriental College in Lahore. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni din Pakistan era directorul unei școli musulmane din Lahore. His son went to Cambridge to study on the Quran. Fiul său a studiat Coranul la Cambridge. And as he studied the Quran, he realized he could not worship the Allah of the Quran. Și în timp ce studia Coranul și-a dat seama că nu poate să se închine Allahului care era prezentat în Coran. He could only worship a God who identified with human suffering. El a înțeles că se poate închina unui Dumnezeu care poate să înțeleagă suferința omenească. He came to Jesus. Și așa a venit la Isus. He became my teacher. A devenit apoi profesorul meu. A PhD from Cambridge. Un profesor coordonator pentru lucrare de doctorat la Universitatea din Cambridge. One day I went to his lecture hall to study under him. Într-o zi eram în sala sa de curs să studiez sub coordonarea sa. I could hear him singing, but I couldn't find him. Auzeam de undeva, l-auzeam cântând, dar nu-l vedeam, nu știam unde e. There is a big pulpit there in his lecture hall. În sala de conferință era un amvon, un podium foarte mare. And he was seated on a little rug behind the pulpit on the floor playing the Indian drums singing. Și el era așezat undeva acolo în amvonul acela pe o rogojină mică și cânta la tobe din acelea indiene. He had a beautiful voice. Avea o voce foarte frumoasă. And when he finished singing, this is what he said. După ce a terminat de cântat, iată ce a spus. He said, "Don, you can say anything you want to a Muslim in poetry and music, but he will kill you if you preach it to him." Don, poți să-i spui unui musulman orice lucru vrei să spui în lumea asta, dacă îl spui prin poezie sau prin muzică. Dacă îi spui același lucru însă în predică, s-ar putea să vrea să te moare.
So when I went back to Pakistan from that furlough, I tried to prove this. Așa că după ce am ajuns în Pakistan, am încercat să verific afirmația aceasta. When the British left Pakistan, they left an empty hall where people go roller skating. Pakistanul a fost condus de britanici. Când aceștia s-au retras, au lăsat o sală foarte mare goală, unde acum tinerii se dădeau, făceau skating. And I went to the mayor of that little city where everybody comes in the summertime. M-am dus la primarul orașelului aceluia, era un loc acolo de întâlnire unde toată lumea se aduna în timpul verii. And I said, "Sir, you have this empty hall here that no one is using." A spus, domnule, aveți sala asta foarte mare care nu e folosită acum. And we are guests of your country from many different countries. În țara dumneavoastră suntem mulți oaspeți din multe țări diferite. We would like to put on an international music festival. Ne-ar plăcea să organizăm un festival internațional de muzică. And he gave permission, he gave the hall free. Și primarul ne-a dat permisiunea și chiar ne-a oferit sala aceea gratis. And we had musicians from 13 different countries. Aveam cu noi muzicieni din vreo 30 de țări diferite. We made a 2.25 hour music program. Am pregătit un program de 2 ore și un sfert. Some of it was folk music. Unii cântau muzică populară. But in the middle of the program was the best singing group of gospel music from Pakistan. Dar în mijlocul programului a fost un grup de cântăreți de muzică gospel din Pakistan. And we printed all these words in a program. Și cântecele lor erau de asemenea tipărite pe programul pe care l-am distribuit. At the end of the program, 400 Muslims rose to their feet and clapped. La sfârșitul programului, 400 de musulmani s-au ridicat în picioare și au început să aplaude. And the mayor of the city made a little speech. Și primarul orașului de asemenea a ținut un discurs. He said, "This is the greatest social event I have ever seen in our city." Și el a spus, acesta este cel mai frumos eveniment social pe care noi l-am organizat vreodată în orașul nostru. They received the gospel in music. Ei au primit Evanghelia prin intermediul muzicii. So, as you were singing today, așa că în timp ce voi cântați, în timp ce voi ați cântat astăzi, Dumnezeu mi-a readus în amintire aceste evenimente. Now, I'm not sure they're going to like your music. Nu știu dacă musulmanilor le va plăcea muzica voastră. I want to tell you a story from the country of Morocco. Vreau să vă relatez în legătură cu asta o întâmplare din Maroc. Many Muslims have come to Jesus in Morocco. Foarte mulți musulmani s-au întors la Domnul Isus în Maroc. And there was a young worship leader there like Florin, but he was from Texas. Era acolo un lider de închinare foarte tânăr precum Florin, dar ăsta era din Texas. And he wanted to teach all these new Muslim converts worship music from the Pentecostal style in Texas. Și a început să învețe pe creștinii din Maroc cântări de închinare în stilul pentecostal din America, din Texas. And as he tried to teach them, they just didn't get it. Și cât s-a chinuit el să învețe pe cei de acolo muzică în stilul american, n-a funcționat. And he came to me, he was so discouraged. A venit la mine, era foarte dezamăgit. He said, "These people have no capacity to worship." Și mi-a spus, oamenii ăștia n-au nicio capacitate de a se închina. I burst out laughing. Am izbucnit în râs. Everybody has a capacity to worship. Orice om are capacitatea de a se închina. So I said, "Brother, I want you to listen to them and see if they like any kind of music at all." Și a spus, frate, te rog să-i asculți pe ei puțin și să-i întrebi dacă este vreun stil de muzică ce lor le place. And he did that and he said to me, "They like this terrible music coming out of Cairo, Egypt." Și mi-a spus, da, i-am ascultat și lor le place o muzică foarte ciudată, o muzică ce vine de undeva din Egipt, din Cairo. It sounds really sad. It's in a minor note. Muzica pare foarte tristă, toată este numai în game minore. And then they have this other kind of music that's like marching soldiers that are marching to victory. Și apoi le mai place un stil de muzică sună așa a marș, a soldați care merg la luptă. I said, "Look, brother, I have to go back to my country, but I'm going to come back and visit with you." I-am spus, frate, eu acum trebuie să mă întorc în țara mea, dar voi reveni să te vizitez. And I want you to find musicians from Morocco who can put new
worship songs in the Moroccan style of music. Și a spus, până atunci am să vreau să găsești niște cântăreți, niște muzicieni din Maroc, ce pot să pună cuvinte de închinare pe muzica în stilul pe care ei îl folosesc în mod obișnuit în Maroc. And when I came back, he was so excited he could hardly wait to see me. Când am revenit în Maroc, omul ăsta era acum așa de fericit, nu mai avea răbdare să mă întâlnească. He said, Brother Dan, we've written 14 new songs. Frate Dan, îmi spune el, am scris 14 cântări noi. Here's a CD of them. Și am făcut un CD-ul cu ele. And they're playing one of them on national radio in Morocco. Și unul dintre cântecele noastre a ajuns la postul național din Maroc, la radio. Gospel songs on Moroccan radio. Cântări evanghelice la radio din Maroc. I am so glad that my teacher, Dr. Rahaber, taught me you can say anything to a Muslim in music. Mă bucur așa de mult că profesorul meu, Dr. Robert, mi-a spus lucrul acesta. Poți să-i spui unui musulman orice dorești prin intermediul muzicii. So, dear friends, Florin and your singing group. Dragi prieteni, Florin și voi, grupul vostru de cântăreți, you now have to study ethnomusicology. Trebuie să începeți să studiați etnomuzicologia. So you can sing anywhere in the world. Ca să puteți să cântați oriunde în lume. Now, I'd like to get to the study of the Word of God. Trebuie acum să ne îndreptăm atenția asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Sometimes when I teach, I torture my audience. Uneori, când predic, îi torturez pe cei din audiență. So, I'm just warning you, that's my style. Vreau să vă avertizez, cumva ăsta este stilul meu de predare. So, this is my first question. Prima întrebare pe care vreau să vă pun este asta. Where does it say in the Bible Abraham is the father of all of us? Unde scrie în Biblie că Avraam este tatăl fiecăruia dintre noi? Anybody know? E cineva care știe? Ridicați mâna sus. Do you have some seminary people here? Sunt aici oameni de pe la seminarii? Romans 4. You have some Bible school people here? Roman 4, someone said. You have where? Someone said Roman 4. Someone else said Galatians. Romans 4, what verse? Romani 4, cu cât, întreabă fratele? Verse 16. Versetul 16. Romans 4, 16 says, Romani 4, cu 16. Abraham is the father of us all. Spune că Avraam este tatăl tuturor. She wanted to hear the word of God. Și fetița asta voia să asculte cuvântul lui Dumnezeu. In what sense is Abraham the father of us all? Sorry? In what way? În ce fel ni se spune că Avraam este tatăl tuturor? Well, you have to go back to the book of Genesis. Pentru a înțelege asta, trebuie să mergi înapoi în cartea Geneza. You know the story that Abraham's wife could not have any children. Știți istoria despre Avraam, soția lui nu a putut avea copii? And Abraham was very discouraged. Avraam era foarte descurajat. Because he thought the manager of his property was going to inherit everything. Pentru că el se gândea că va trebui ca administratorul proprietăților sale să moștenească toată averea lui. And God showed up. Însă Dumnezeu i s-a descoperit. And he said, Abraham, don't be afraid. Și a spus, Avraame, nu te teme. I am your shield. Eu sunt scutul tău. I like that. Îmi place asta. You know, having Almighty God be my shield. Să îl ai pe Dumnezeu cel atotputernic drept scutul tău. And then God said, I am your exceeding great reward. Apoi Dumnezeu a spus, eu sunt răsplata ta cea mare. Ooh, wow. You like that? Vă place partea asta? Let's put it in very plain language. Do you want God in your face? Haideți să ne exprimăm așa, ca să spun, în limbajul curent. Vrei ca Dumnezeu să fie în fața ta? If you love him, yes. Dacă îl iubești, da, vrei. If you're afraid of him, no. Dacă ți-e teamă de el, atunci nu vrei să ai de-a face cu el. But that shows the heart of God. Dar vedem în cuvintele astea inima lui Dumnezeu. God actually wants to give himself to us. Dumnezeu vrea să se dăruiască pe sine însuși nouă. And Abraham felt so intimate with God that he could talk back and forth. Avraam s-a simțit atât de aproape în comuniune cu Dumnezeu, încât a simțit că poate să discute, să converseze cu Dumnezeu în mod direct. And he complained to God. Și a început să se plângă lui Dumnezeu. I don't have any children. Eu nu am copii. This man is going to inherit everything. Omul ăsta va moșteni toate averile mele. And God said,
Iar Dumnezeu i-a spus: A child coming out of your own body is going to be your heir. Un copil care iese din oasele tale va fi moștenitorul tău. And Abraham complained about the next thing. Și Avraam a continuat să se plângă mai departe. He was a pilgrim living in tents. El era un pelerin, un om care locuia în corturi. He didn't have a house. Nu avea o casă. Moving from place to place. Se muta din loc în loc. He didn't own any land. Nu avea în proprietate nicio bucată de pământ. And God promised him the land from the Euphrates River to Egypt. Și Dumnezeu îi promisese pământul care se întinde de la râul Eufrat până la marginea Egiptului. And he said to God, "Where's the land?" Și el a întrebat: unde este pământul ăla? What would you do with a disciple like that? Ce ați face voi cu un ucenic precum Avram? God took him outside at nighttime. Dumnezeu îl scoate afară din cortul său în miez de noapte. There was no clouds and no pollution. Nu erau nori pe atunci și nu era poluare. You could see all the stars. Se puteau vedea toate stelele. And God said, și Dumnezeu îi spune: Count the stars if you can. Numără stelele cerului dacă poți. So shall your descendants be. Așa va fi și numărul moștenitorilor tăi. And Abraham said, yes. Și Avraam a răspuns: da. Now the question is, întrebarea este următoarea. What did he see? Ce a văzut Avraam? What do all the stars in a beautiful night sky represent? Ce reprezintă toate stelele acelea frumoase care se văd într-o seară senină? They represent every believer who is ever going to believe. Ele reprezintă pe fiecare credincios care avea să ajungă la credința în Domnul. In other words, Abraham believed God for the entire harvest of human beings who are going to believe. Cu alte cuvinte, Avraam a crezut pe Dumnezeu cu privire la întregul seceriș de suflete umane care vor veni pentru Dumnezeu de pe pământul acesta. And the Bible says, and God counted that kind of faith to him as righteousness. Și Biblia spune că Dumnezeu i-a socotit credința aceasta drept neprihănire. Now watch out for theologians. Acum aveți grijă teologii puțin. Theologians will take a beautiful story and turn it into a theological proposition. Teologii au abilitatea asta de a lua o istorisire foarte frumoasă și să o transforme într-o frază teologică, doctrinară. What proposition? Care este afirmația teologică? The just shall live by faith. Cel neprihănit va trăi prin credință. And they forget the story. Și ei uită de istorisirea din spatele ei. You have to go back to the story. Noi trebuie să ne întoarcem la istorisirea aceea. The story is God challenging Abraham to count all the stars. Istorisirea are de-a face cu faptul că Dumnezeu l-a pus pe Avraam la încercare, l-a provocat să numere toate stelele cerului. And God is saying, that's how many children you're going to have. Pentru că Dumnezeu îi spune: așa de mulți moștenitori vei avea tu. And Abraham believed God. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. In this sense, he is the father of all of us. În felul acesta, în sensul acesta, Avraam este părintele tuturor. He believed God for you and you and you. El a crezut în Dumnezeu, așa, a crezut cuvântul lui Dumnezeu și pentru tine și pentru tine. Let's go back and look at his call. Haideți să ne întoarcem la chemarea lui Avraam. Because this is a missions conference. Pentru că suntem la o conferință de misiune. God said to him, leave your country. Dumnezeu a spus lui Avraam: pleacă din țara ta. Leave your people. Pleacă de la poporul tău. Leave your father's house. Pleacă din casa tatălui tău. Why is God so cruel? De ce a fost Dumnezeu așa de crud? Family is everything. Familia înseamnă totul. I live in Pakistan. Family is everything. Eu am trăit în Pakistan, știu că familia înseamnă totul. And I hear the people in Romania are like the people in Pakistan. Și am înțeles că și românii sunt la fel ca și oamenii din Pakistan. Family is a big thing here. Familia e o chestie importantă pentru noi. Why would God ask you to leave your family? Cum ar putea Dumnezeu să-ți ceară să lași familia ta? What do you think? De ce credeți? Because in the end, he is your family. Pentru că în final, el este familia ta. And secondly, și în al doilea rând, he wants you to learn to walk with him. El vrea ca tu să înveți să umbli împreună cu el. He wants you to learn to trust him. El vrea ca să înveți să te încrezi în el.
And then God makes some promises to this man. Și apoi Dumnezeu a făcut niște promisiuni către acest bărbat. He said, "Your name is going to become great." Dumnezeu a spus, numele tău va deveni mare. Did God keep his promise? Și a ținut Dumnezeu promisiunea? Every Christian knows the name Abraham. Orice creștin a auzit de numele Avram. That's 3.2 billion people. Asta înseamnă 3,2 miliarde de oameni. Every Muslim knows the name Abraham. Fiecare musulman a auzit de numele lui Avram. That's 1.6 billion people. Asta înseamnă 1,6 miliarde de oameni. Every Jew knows the name Abraham. Fiecare evreu a auzit de numele Avram. This is half the population of the world that knows this name intimately. În total, asta înseamnă jumătate din populația lumii a auzit clar numele acesta. And everybody who lives around them has heard this name. Și oamenii care sunt în prejurul lor au auzit aceasta. God kept his promise. Dumnezeu și-a ținut promisiunea. And then he says these frightening words. Și apoi Dumnezeu i-a mai spus ceva înspăimântător. I will curse those who curse you. Îi voi blestema pe cei care te vor blestema. And I will bless those who bless you. Și îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. And through you all the families of the earth will be blessed. Și prin tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate. There's not a believer in this room who hasn't learned that lesson. We walk by faith and not by sight. Cred că fiecare dintre credincioșii din locul acesta au învățat lecția aceasta că trebuie să umblăm prin credință și nu prin vedere. And God said to Abraham, "And I will lead you into a land that you do not know." Dumnezeu i-a spus lui Avram, "Eu am să te conduc într-o țară pe care nu o cunoști." Are you ready for that? Sunteți pregătiți pentru așa ceva? Do you want to be a Roma, a gypsy? Vrei ca să devii un țigan, un Roma? Without knowing where you're going. Un rom care nu știe unde va merge mâine? In the book of Hebrews, chapter 11, verse 8. În cartea Evrei, capitolul 11, versetul 8. It says he went out not knowing where he was going. Ni se spune că el a plecat fără să știe unde se duce. That is called walking with God. Asta se cheamă a umbla cu Dumnezeu. And when he had no hope of having children, God made a promise to him. Când el și-a pierdut speranța că o să mai aibă vreodată copii, Dumnezeu iarăși i-a făcut făgăduința. And in Romans 4, 20 and 21, we read this. Și în Romani 4, versetele 20 și 21, citim. He staggered not at the promise of God. Că el nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu. But he was strong in faith. Ci a fost puternic în credință. Believing that God could do what he promised. Crezând că Dumnezeu poate să facă ceea ce i-a promis. That's Abraham. Ăsta e Avram. The example for all of us. Exemplu pentru fiecare dintre noi. But this is an imperfect man also. Dar Avram era totodată un om imperfect. I've told you part of the end of his story. M-am spus o parte din sfârșitul acestei povestiri. Now I want to go back to the middle of his story. Vreau acum să ne întoarcem la mijlocul povestirii. At that time when he didn't have any children. În momentele acelea când Avram nu avea încă niciun copil. His wife gave up all hope. Soția sa și-a pierdut toată speranța. She did not have a promise of God. Nu primise o promisiune și ea direct de la Dumnezeu. So she imitated the world around her. Așa că ea n-a făcut decât să se ia după oamenii din jurul ei. She said, "Go sleep with our maid servant." A spus, du-te și culcă-te cu țiitoarea mea, cu slujitoarea mea. Maybe we can have a child by her. Poate că poți să ai un moștenitor prin ea. And that will be my child. Și acela să fie copilul meu. Now what should Abraham have done next? Ce ar fi trebuit să facă Avram mai departe? He should have said, "God, what do you think of what my wife said?" Ar fi trebuit să spună, Doamne, ce părere ai tu de sugestia soției mele? Did Abraham do that? A făcut așa Avram? No, he listened to his wife. El a ascultat de soția lui. And that led to lots of trouble. Și asta a adus mari necazuri. So, ladies, please forgive me. I'm going to torment you. Surorilor, iertați-mă, dar o să spun ceva ce o să vă chinuie. I'm only speaking to the men. Vorbesc acum însă numai cu bărbații. Brothers, never listen to your wife. Fraților, niciodată să n-ascultați de nevestele voastre.
I think I have to go home now. Cred că după asta trebuie să o tai acasă. Later on, God changes that, and I'll talk about that later. Mai târziu Dumnezeu vrea să schimbe lucrurile acestea și o să revin la aspectul acela. Abraham listened to his wife. Avraam a ascultat de soția lui. He slept with Hagar. S-a culcat cu Hagar. She became pregnant. Ea a rămas însărcinată. And she became proud. Și apoi s-a umflat de mândrie. Remember, she's a slave girl. Amintiți-vă, ea nu era decât o slujitoare. And she started patting her tummy. Și a început să se bată așa pe stomac. Ah, the child is in me and it's not hey, in you, Sarah. Copilul e la mine și nu e la tine, Sara. And she tormented Sarah. Și a început să o chinuie pe Sara. And Sarah abused the slave girl. Și Sara a început să se comporte cu răutate față de slujitoarea ei. And this pregnant slave girl ran away. Și această slujitoare a trebuit să fugă de la ea. That's a good solution to the story, right? E o soluție care pare bună în istorisirea asta, nu-i așa? Everybody made a mistake. Fiecare a avut vina lui. The pregnant slave girl runs away. Fata însărcinată a plecat. End of the story. Și s-a terminat povestea. Oh no. Nu. God was watching. Dumnezeu supraveghea evenimentele. In Genesis 1. În Geneza 1. Says we are made in the image of God. Se spune că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Male and female. Bărbați și femei. Every soul. Fiecare suflet. Is precious to God. Este prețios în ochii lui Dumnezeu. Remember what Paul finally understood when he wrote to Timothy? Vă amintiți ce spune Pavel că a înțeles el în viață în epistola pe care o scrie lui Timotei? 1 Timothy 2:4. În 1 Timotei capitolul 2 versetul 4. God our Savior wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. And as our speaker yesterday asked us, și așa cum ne-a întrebat aseară predicatorul nostru, Peter said it in a different way. Petru s-a întrebat într-un mod diferit. God is not willing that any should perish. Petru a formulat în mod diferit, Dumnezeu nu dorește ca vreunul să piară. But that all should come to repentance. Și ca toți să vină la pocăință. What do you want? Tu ce dorești? Is your heart cold? Este inima ta poate s-a răcit? Are you willing to let other people perish? Ești gata să-i lași pe alți oameni să moară? Have you shut your heart? Poate inima ta s-a închis? Or is God living in you by His Spirit? Sau trăiește Dumnezeu în tine prin Duhul Său? Are you filled with the Spirit of God? Ești umplut de Duhul lui Dumnezeu? The love of God. De dragostea lui Dumnezeu? The compassion of God. De îndurările lui Dumnezeu? The mercy of God. De mila lui Dumnezeu? Is the real God living inside of you? Este Dumnezeul cel viu cu adevărat în lăuntrul tău? Has He softened your heart? Pe măsură ce inima ta se înmoaie înaintea Lui. Or are you still willing that people should perish? Încă poate ești în starea în care accepți că sunt oameni care mor fără El? Paul also went on to make a really crazy statement later. Apostolul Pavel continuă mai târziu și face o afirmație care sună foarte nebunește. It's in Colossians 1 beginning at the end of verse 27. O găsim în Coloseni 1 la sfârșitul versetului 27. Christ in you, the hope of glory. Hristos în voi, nădejdea slavei. Whom we preach, warning every man. Cel pe care noi îl predicăm și îndemnând pe fiecare om. Teaching every man in all învățând wisdom. Învățând pe fiecare om în toată înțelepciunea. That we may present every man perfect in Christ Jesus. Ca să putem prezenta pe toți oamenii desăvârșiți înaintea lui Hristos. According to which I labor. În conformitate cu ceea ce noi ne străduim să facem, struggling according to His working which works in me powerfully. Ostenindu-ne împreună cu prin puterea Sa care lucrează în noi. In the Arabic New Testament. În versiunea arabă a Noului Testament. The word struggling is jihad. Cuvântul acela luptându-ne este termenul jihad. The verb in Arabic is jihada. Verbul în limba arabă este jihada. It means to strive, to struggle. Care înseamnă a te lupta, a te osteni. That's our struggle. Aceasta este lupta noastră. What is our struggle? Care este lupta noastră? To present every human being
perfect in Christ Jesus. Pentru a înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Was Paul crazy? Pavel a luat o razna? That doesn't seem realistic. Nu pare realistic scopul acesta. I was 24 years old. Aveam 24 de ani. I just come to Christ. Numai ce venisem la Hristos. I'm reading the book of Colossians. Citeam cartea Coloseni. And I said, this is impossible. Și am spus, e imposibil ce scrie aici. How could you want to present every human being perfect in Jesus? Cum poți să-ți propui ca să-i prezinți pe toți oamenii desăvârșiți înaintea lui Iisus? I said, this is literary exaggeration. Am spus, aici este o exagerare din punct de vedere literar. He's just overemphasizing to make a point. E pur și simplu așa o hiperbolizare, numai ca să subliniez o idee. That's what a young man says. Asta spunea tânărul din mine de atunci. And then gradually I realized that's the only thing you can say. Și apoi cu timpul am ajuns să înțeleg că de fapt aceasta este singura modalitate în care poți să te exprimi. When I look at you, what do I think? Când mă uit la voi, ce credeți că gândesc eu? I want you to become perfect in Christ Jesus. Eu vreau ca să devii desăvârșit în Hristos Iisus. When you look at me, what Când do you vă uitați think? La mine, la ce vă gândiți? I hope you want me to become perfect. Eu sper că in și voi doriți ca eu să devin desăvârșit în Hristos Iisus. If that is not what is going on inside of you, dacă nu aceasta este lucrarea care se petrece în lăuntrul tău acum, you know what? Știi ce se întâmplă? You have become a judge. Ai devenit un judecător. You are judging who is worthy of your attention and who is not. Asta înseamnă că tu judeci cine e vrednic să-i acorzi atenție și cine nu e vrednic. When did God make you a judge? Când te-a făcut pe tine Dumnezeu judecător? Judge not. Nu judecați. The only way you can look at every other human being is with the desire to see them become perfect in Jesus. Singurul mod în care trebuie să ne uităm la celelalte ființe umane este prin dorința aceasta de a-i vedea pe toți împăcați și făcuți desăvârșiți în Hristos. That is what the Spirit of God in missions is all about. Asta lucrează Duhul lui Dumnezeu pe tărâmul misiunii. The passion to see every human being come to Jesus. O pasiune de a vedea fiecare ființă umană că vine la Domnul Iisus. That passion will drive you to try. Pasiunea aceasta te va împinge să încerci. And if you don't have that kind of love, you will not try. Și dacă nu ai dragostea aceea, nici nu vei încerca măcar. Everybody in this room has some part in God's missionary enterprise. Fiecare din cei care sunteți prezenți în încăperea aceasta, aveți un anume rol în lucrarea aceasta misionară a lui Dumnezeu. Let me just give a little bit of my testimony. Vreau să vă împărtășesc puțin din experiența mea, din mărturia mea personală. I came from a dysfunctional family. Eu vin dintr-o familie disfuncțională. Life was not fun. Viața n-a fost deloc plăcută. And when I was ready to graduate from high school, they asked you, "Well, what do you want to be?" Când eram gata să absolv liceul, mi s-a pus întrebarea obișnuită, "Ce vrei să fii în viață?" And I thought of two ideas. Și eu aveam la ora aia două gânduri. One, I want to be a forest ranger. I want to work among the trees away from everybody. Unul din gânduri era să fiu pădurar, să fiu printre copaci, departe de lume, departe de oameni. Because I thought the trees, they will not hurt me. Pentru că mă gândeam că pomii n-o să-mi facă rău. And I'd be away from people. Și voi fi departe de oameni. And then the second idea. Și apoi al doilea gând pe care l-aveam. I want to go to medical school to study psychiatry. Îmi doream să merg la școala medicală să studiez despre psihiatrie. And maybe I can fix myself. Pentru ca eu să mă pot îndrepta pe mine însumi. And help other people. Și apoi să-i pot trata pe alții. And God let me go to medical school. Și Dumnezeu m-a ajutat să merg la școala medicală, la medicină. In the middle of the second year we were studying psychiatry. Pe la mijlocul celui de-al doilea an am ajuns să studiem psihiatria. We asked our famous professor this question. Și am pus unui profesor care era foarte faimos în următoarea întrebare. Dr. Feinsinger, what is the purpose of life? Dr. Feinsinger, care este scopul vieții? Why are you here? De ce suntem aici? What are you living for? Pentru ce trăiești? This famous professor became very embarrassed. Și acest profesor faimos a devenit atât de jenat. And finally he said, I don't know. Și cele din urmă a spus, nu știu. I'm still searching.
Și eu încă sunt în căutarea unui răspuns. He was a disciple of Freud. El era un adept al lui Freud. He did not believe in God. El nu credea în Dumnezeu. He didn't know what the purpose of life was. Și nu știa ce scop are viața. And that was the end of the road for me. Pentru mine, ăsta a fost sfârșitul drumului. As a young person, I became disillusioned with the church. Și în tinerețea mea, mă îndepărtasem, am fost dezamăgit de biserică. Immorality came into the leadership of the church. În biserica unde eram, a fost o situație de imoralitate între lideri. I said the church doesn't work. Și am spus, biserica nu funcționează. And I became a free thinker. Și am ajuns un liber cugetător. I began to read philosophy. Am început să citesc cărți de filozofie. Then I discovered none of them agree with one another. Și apoi mi-am dat seama că niciun filozof nu era de acord cu altul. In the university, I liked psychology. La universitate mi-a plăcut psihologia. Until the day my professor committed suicide. Până când într-o zi profesorul de psihologie s-a sinucis. And now I'm seated at the feet of this famous man. Și iată, acum am aflat la picioarele acestui învățător foarte faimos. And he doesn't know what the purpose și el of nu știe nici măcar care e scopul vieții. Now, in medical school you work in dead bodies, right? La medicină lucrez foarte mult pe cadavre, nu-i așa? I'm not going to tell you any of our jokes, okay? N-am să vă spun ce glume făceau studenții când făceau acolo testele lor. But my lab partner was an evangelical Christian. Dar colegul meu de cercetare era un creștin evanghelic. He said, "Don, why don't you come to church with me?" El mi-a spus, "Don, n-ai vrea să vii odată cu mine la biserică?" I said, "No thanks. I have been to all of them and there's nothing there." A zis, "Nu, mulțumesc, am fost pe la toate bisericile și n-am ce să caut pe acolo." He said, "That was not a scientific answer." Și a zis, "Răspunsul tău nu este un răspuns bazat pe cercetare științifică." "You haven't been to my church." Tu n-ai fost la biserica mea? "You can't say that." Nu poți să spui asta și despre biserica mea. Well, I respected him. A trebuit să-l respect. After all, he was more intelligent than I was. De fapt, era mai inteligent decât eram eu. So I said, "Okay, Jim, one time and after that don't bother me anymore." Și a zis, "Okay, Jim, vin o dată și după asta să nu mă mai necăjești cu asta." And here is this big 6'2" preacher preaching right out of his Greek New Testament. Merg la biserică, era un predicator înalt de 1,90 m, predica din Noul Testament în limba greacă. And he's in the worst chapter of the Bible for a modern psychiatry student. Și el studia atunci cu biserica un capitol cel mai puțin recomandat pentru un student la psihologie. Which chapter is that? Ce capitol în Biblie e cel mai puțin recomandat pentru un psiholog? Remember, this school and that professor are all secularists. Amintiți-vă, școala și profesorii toți erau necredincioși, seculari. And here is this man of God reading this story. Și acum eu mă aflam într-o biserică, un om al lui Dumnezeu citea o istorisire. Jesus crosses the lake and lands on the far side of the lake. Iisus traversează marea și ajunge de partea cealaltă a mării. A naked man comes running straight at Jesus. Și vine un om dezbrăcat care aleargă direct la Isus. Saying, "We know who you are, Jesus of Nazareth." Și spune, noi știm cine ești tu, Isus din Nazaret. "Why have you come to torment us before our time?" De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vremea noastră? And Jesus said, "Who are you?" Și Isus întreabă, cine ești tu? And the Bible says, demons answered Jesus. Și Biblia spune că demonii i-au răspuns lui Isus. They said, "Our name is legion, for we are many." Numele nostru este legiune pentru că suntem mulți. And they begged Jesus not to be sent to the abyss. Și l-au implorat pe Isus să nu-i trimită în adânc. But to be permitted to enter a herd of pigs. Și să li se dea voie ca să intre într-o turmă de porci. And Jesus says one word. Și Isus a spus un cuvânt. Go. Mergeți. And the Bible says demons leave that man and enter 2,000 pigs that run over the edge of the cliff and are drowned in the lake. Și Biblia spune că demonii aceia au intrat în cei 2,000 de porci care au mers, s-au alergat pe povârnișul muntelui și de acolo s-au prăbușit, s-au aruncat în apă, în mare. Now the man is in his right mind. Și acum omul a rămas sănătos la minte. The disciples put clothes on him. Ucenicii l-au îmbrăcat. The man says to Jesus, "Can I follow you?" Și omul îi spune lui Iisus, "Pot să te urmez?" Jesus says, "No." Și Iisus spune, nu. He said, "Go home to your friends
and tell them what great things God has done for you. Și spune, du-te acasă la prietenii tăi și spune-le lor ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru tine. Thus Jesus made himself God. Prin asta Iisus a declarat despre sine însuși că este Dumnezeu. Now my wife was sitting right beside me. Soția mea venise cu mine la biserică. And I said, "Honey, I don't agree with 50% of what that man is saying." Și a spus, dragă, 50% nu-s de acord cu ce spune omul ăsta. Because I was unsaved. Pentru că nu eram mântuit. I was a secularist. Eram un om cu gândirea seculară. Secularists don't believe in anything supernatural. Oamenii cu gândirea seculară nu cred nimic de ordin supranatural. But then I said to my wife, dar totodată i-am spus soției, "He is the first preacher I have ever heard who has the guts to teach what this book says." Dar ăsta este primul predicator pe care l-am întâlnit în viața mea care are tupeul să zică exact așa cum zice în cartea asta. He spotted us as visitors. El ne-a observat pe noi, predicatorul, că suntem musafiri. Two nights later, he's seated in my living room. După două zile, a venit, ne-a vizitat la noi acasă. And I had a long list of questions I asked pastors. Și pregătisem o listă lungă de întrebări pe care le-am pus și altor păstori. My hobby was destroying pastors. Eu mă distram încuindu-i pe păstori. Because I'm a secularist. Pentru că eu aveam gândirea seculară. And they're so supposed to believe in every kind of miracle and sign in the word of God. Creștinii spun că ei cred în toate semnele și minunile și toate lucrurile supranaturale din Biblie. And I began to ask my questions. Și eu am început să-i pun întrebări. And he gave good answers. A venit cu răspunsuri bune. That whet my appetite to ask more questions. Și asta mi-a stârnit apetitul să-i pun și mai multe întrebări. I started going to every church service to wait and ask more questions. După asta mergeam la toate programele, la biserică și l-așteptam după urmă și mai puneam câteva întrebări. And then after 10 years, I began reading the Bible again. După vreo 10 ani în care nu citisem Biblia, am început iarăși să o citesc. And I would pick up the telephone day or night and ask that pastor my questions. Ziua și noaptea luam telefonul și îl sunam și puneam păstorului alte întrebări. Finally, I got to John 14:6. În cele din urmă am ajuns la Ioan 14:6. And I want to hear the whole audience recite that in Romanian. Și aș vrea ca toți cei care sunteți aici să rostiți versetul acesta în limba română. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That was pretty sick. Ați așa, cam bolnăvicios ați rostit. Why don't you try it again? Hai să încercăm încă o dată și să rostim împreună, da? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Hallelujah! Hallelujah! I read that verse and I said, am citit versetul acela și mi-am spus, remember I'm studying psychiatry. Amintiți-vă, eu studiasem psihologia. I said, normal people don't talk like that. Oamenii obișnuiți nu pot să spună așa cuvinte. Either Jesus is crazy. Fie Iisus e nebun. Or he's lying. Fie minte. Or maybe this is true. Sau e adevărat ce se spune aici. And I'm ashamed to say that in my foolishness, mi-e rușine să admit faptul că în nebunia mea, I got all my books on mental disease and read the four gospels. Mi-am luat toate cărțile mele despre bolile mentale și am citit în paralel cu cele patru evanghelii. Is Jesus schizophrenic? Și am vrut să văd, Iisus are schizofrenie? Is he manic depressive? E depresiv din punct de vedere medical? Is he suffering from paranoia? Suferă de paranoia? Does he have hallucinations of grandeur? Are halucinații și gânduri de grandioare? I did all of that. Am făcut toate comparațiile astea. And slowly I came to the conclusion that Jesus is not crazy. Și încetişor am ajuns la concluzia că Iisus nu era nebun. And then I had my last question. Și am rămas la ultima întrebare. Would Jesus lie? Minte Iisus? Would he misrepresent himself? Poate el s-a prezentat într-un mod cum nu era chiar așa. Would he try to arrange his suicidal execution to coincide with the Jewish day of atonement? Poate prin cuvintele sale n-a aranjat el cumva că ăștia să-l omoare și să fie o coincidență să-l omoare chiar în ziua ispășirii a evreilor? And as I read the gospels și citind one more time, încă o dată evangheliile, I realized that Jesus could not lie. Mi-am dat seama că Iisus n-avea cum să mintă. He
could not deny who El he nu was. Putea să se nege pe sine însuși. No matter how strange it sounded. Indiferent cât de ciudat încă îmi sunau cuvintele astea. He revealed who he was. Iisus mi s-a descoperit cine este El. That's only an intellectual conversion. Și asta era deocamdată o convertire din punct de vedere intelectual. The pastor called us to his office. Pastorul ne-a invitat la biroul său. Because we said we wanted to join church. Pentru că i-am spus că vrem și noi să ne alăturăm bisericii acum. We had an intense discussion about sin. Am avut o discuție foarte intensă despre păcat. About repentance. Despre pocăință. About Jesus as Savior. Despre Isus ca mântuitor. And then the hard part. Și apoi a venit partea grea. Jesus as Lord. Isus Domnul. Are you going to follow him? Vrei ca să îl urmezi pe el? We were ready. Eram gata. And that was the beginning of a change in my life. Și acela a fost începutul unei schimbări din viața mea. Am urmărit împreună prima parte a seminarului pe care profesorul Don Măcări l-a susținut la conferința de misiune Romiscon de la Valea Drăganului, conferință sub titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. În speranța că aceste emisiuni vă aduc bucurie, vă așteptăm cu multă dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți. Până atunci, la revedere!